Bun găsit, dragi prieteni, la un nou podcast, la microfon. Invitata noastră de astăzi vine din din zona civică, da? O zona civică foarte, foarte prezentă în activitate în această perioadă, doamna Ioana Urzică din Asociația de Inițiativă Civică și Dezvoltare Locală Neamță Română. Bine ați venit! Bună ziua și bine ne-am regăsit! Bine ne-am regăsit, v-ați mutat la noi în bloc, am înțeles. Da, avem o nouă locație, da, a fost o perioadă foarte încărcată, o perioadă foarte aglomerată, trebuie să recunosc, în care și faptele bune cred că sunt răsplătite, cred că asta a fost cea mai mare bucurie. Am primit de ziua mea și un microbus care a fost donat către asociație, adică a fost o perioadă foarte, foarte frumoasă și constructivă și productivă, să zic așa, plus că avem foarte, foarte multe acțiuni, încât nu avem timpul necesar, să zicem că ducem lipsă de ceva în toate domeniile și în toate acțiunile posibile. Perioada asta cu refugiații, așa, v-a schimbat puțin Noi continuăm să facem în ambele sensuri, adică chiar dacă este și acum această situație destul de delicată din punctul nostru de vedere, suntem prezenți și în partea socială a noastră cu acțiunile pe care le demarăm și le facem, dar ne-am axat mult să ajutăm și în partea cealaltă, pentru că ne-am dat seama că este o problemă foarte gravă, deși mulți dintre noi poate nu o conștientizează. Pentru că aici nu vorbim de situații cum a fost acuzat, domnule, de ce îi ajutăm, că doar vai de mine, nu au nevoie, nu au motive. Ei nu provin din medii defavorizate, persoanele pe care noi le-am ajutat, sunt familii ca noi, adică sunt persoane ca și noi, cu copii care dintr-o dată s-au trezit că nu mai au nimic, au luat o gentuță și au plecat. Cum îi explici unui copil de 2-3 ani că de astăzi nu mai ești? Ne mutăm într-o altă țară, într-o altă cultură, într-o altă... Nu știm limba, da. Tati nu poate veni cu noi, bunicul nu poate veni cu noi, cei dragi nu mai sunt alături de noi, noi avem o gentuță și plecăm la drum. Pa, nu mai e nici colegi la școală, o să vedem unde o să facem școală în alt loc. Exact, aici lucrurile s-au întâmplat foarte ca un bulgăre de zăpadă. Au venit, nici ei nu au știut, adică cred că de-abia acum se conștientizează impactul pe care l-au și primirea pe care au avut-o aici în România. Aici cred că a fost cea mai mare dovadă de solidaritate umană, pentru că aici vorbim de solidaritate umană. Ce credeți că s-a întâmplat în interiorul poporului român de... A fost explozia asta de solidaritate. Eu ce răutate am văzut în pandemie, era să ne luăm de gât unii cu alții, să ne sfâșiem unii pe alții, dacă unul avea o părere alta decât a noastră, eram gata să-l dăm la o parte. Cred că aici a fost miracolul, dacă îl putem spune, pentru că aici oamenii au conștientizat, mă refer la oamenii care au făcut acțiuni și înainte, da? Le fac și acum și le vor face și pe viitor, că aici acelor persoane mă adresez și care se implică, da? Și au văzut că acești oameni nu provin din medii defavorizate, adică nu că acești oameni nu muncesc, sunt niște leneși sau nu fac nimic cu viața lor. Oamenii aceștia aveau o viață, aveau servicii, aveau joburi, aveau... Cei care au venit la refugiații, exact, da. Cei care au venit aveau o viață, aveau copii la școală, aveau copii, un job, aveau rate poate, probabil aveau casele lor, familiile lor, concedii, deci erau oameni normali cu vieți normale. Dintr-o dată au pierdut tot, deci întreaga lor viață s-a schimbat la 180 de grade. Oameni care, și eu sunt mamă, deci niciodată n-aș vrea să mă pun în situație că trebuie să-mi iau copiii de mână, da? Și să știu că trebuie să plec cu ei. Unde mă duc? Ce fac? Ce le ofer? Ce viitor le voi putea eu oferi lor? Da? În alte țări în care nu cunoști limba, nu cunoști pe cei din jur, am fost în vamă. Ceea ce m-a șocat cel mai mult este să văd... În Vama Siret. În Rata Siret. Da, am fost în Vama Siret. Da, oamenii în Vama înțeleg Siret. La Vama Veche. Da, nu, în Vama, Siret. Da, la Vama Siret și pot să spun că atât de multe persoane dubioase pe metru pătrat cât am văzut acolo, nu cred că am văzut... Dubioase de ai noștri. De ai noștri. E trist, dar adevărat. Deci au venit și băieți la pescuit. Exact. A fost o situație... E rost de altceva. De altceva. Atunci noi am lucrat și lucrez în momentul de față și cu autoritățile, pentru că acum nu mai este doar o problemă cum s-a pus ideea, băi, că facem, care face mai mult, care face mai puțin. Acum e vorba de a face ceea ce este corect și sănătos și constructiv pe termen lung. Pentru că noi acum nu ne putem limita
doar la face punctual de ajuta acum. Noi trebuie să ne gândim ce vom face și perioada următoare, ce resurse vom avea, siguranța și siguranța noastră națională, pentru că în aceste momente, în acest tumult de situații, au intrat tot felul de persoane, tot felul de lucruri, care nu cred că toate au fost super ok. Adică a fost un val care pe nici și pe noi ne-a luat pe nepregătite, deci suntem și noi conștienți că nimeni nu și-a făcut în tinerețe instructaj. Știi, o să avem război. Pe perioada de război noi trebuie să facem asta, asta, asta. Deci a venit ca o surpriză. Pentru o parte. Presupun că pentru o parte nu a fost. Deci a fost o surpriză și pentru mulți care au stat pur și simplu deoparte și s-au uitat, băi, ce s-a întâmplat cu lumea? Ce s-a întâmplat cu românii care și-au pus casa la dispoziție? Care și-au pus mașina la dispoziție? Da. Societatea civilă au adus niște oameni fost, da, care nu știu limba ta, cu care nu te înțelegi, nu știi ce sunt cu ei, ei văzut prima oară. Și aici o problemă. Este și aici o problemă, pentru că nu știm. Aici trebuie să fim puțin și vigilenți. Noi în toate acțiunile pe care le-am demarat și în toate lucrurile pe care le-am făcut, am cerut puțin și sprijinul autorităților pentru a nu crea tot felul de conflicte și a lucra cât mai eficient. În momentul de față ne-am axat foarte mult pentru a duce oamenii în afara țării, adică dacă au fost nevoie și am reușit să facem rost de transporturi foarte multe, să plece în afară grupați unde aveau nevoie, da? Pentru când cei care au dorit să rămână aici pentru o perioadă, 2-3. Vă referiți la cei care doreau să tranziteze. Da, da, exact, pentru Germania, Italia, Polonia, Cehia. Adică ne-am stăduit foarte mult, am avut și avem o relație foarte bună cu echipa lui Ștefan Mandache. Cu Alex și cu Florin pot să zic că am vorbit mai mult decât am vorbit cu soțul meu perioada asta. Adică cu ei am discutat și discut non-stop la telefon. Căutăm soluții, cum să ne mobilizăm cât mai rapid și cât mai eficient. Ideea este că societatea civilă s-a mobilizat într-un timp extraordinar de scurt, într-o manieră în care putem spune că dau lecții tuturor. Ați văzut ce târziu s-a... Știu, statul aici, da, s-a există pus... niște protocoale, deci aici este de problema, seama, da. Deci politicienii pur și simplu erau, stăteau să vadă ce se întâmplă, n-au luat nicio... A câta zi a venit premierul să vadă ce se întâmplă acolo la Siret. Și atunci a fost luat la rost de Daniel, că vorbeam cu Daniel la a doua zi despre situație, Daniel de la Botoșani. Râdeam cel că de la Căslari, un grup civic Botoșani. Vorbeam cu el la telefon a doua zi. Și ba, bătăios băiatul ăla. Da, și a zis, băi, Daniel, dar ce ați făcut acolo? Și a zis, băi, dar cum se poate te-ai că... Te-ai luat de domn general? Da, măi, nu, dar nu neapărat că te-ai luat. A zis, băi, nu se poate. Noi ne-am mobilizat în Nien chestii și tu, adică. S-a oferit niște lecții foarte valoroase și atât instituțiile statului în momentul de față, cât și societatea civilă, cred că am conștientizat foarte mult că trebuie să lucrăm împreună. Ca să avem rezultate, ca să trebuie implicarea tuturor, trebuie să lucrăm corect și punctual, să vedem toate bazele legale pentru ceea ce se întâmplă, pentru că în România nu au intrat doar oamenii extraordinari, au intrat și de acolo, că orice pădure are și uscături. Au intrat și trebuie să fim vigilenți și pentru siguranța noastră și a copiilor noștri. În momentul de față, noi ca asociație lucrăm foarte mult. Adică România a spus, domnule, haideți, intrați, e război, e o situație deosebită, am deschis granițele, a zis Ungaria, bă, nu intră nimeni care n-are pașaport biometric. Exact, exact. Atunci, adică fiind un România tumult foarte mare. S-a expus într-un mare fel. Exact. Ideea este că și noi am încercat să ne mobilizăm, societatea civilă, aici vorbim și de oameni, vorbim și de pensiuni, locații de cazare, au avut o deschidere și ONG-uri, o deschidere și din punctul imensă. Dumneavoastră n-a fost un lucru bun? Că a fost foarte bun. Păi tocmai asta a demonstrat că noi ca și țară, România poate. România avea nevoie de niște exemple și de niște modele foarte clare pentru a ajunge Moldova, la nivel. Că și Republica Moldova a deschis și ea. Da. Slovacia, Polonia, nu mai zic, ați văzut că a luat... Da, adică au înțeles că este nevoie de lucru în echipă, este nevoie ca noi să ne putem mobiliza cu toții, să ne unim forțele, pentru că de acum nu mai este o concurență. Acum noi suntem o echipă, ne place, nu ne place, vrem, nu vrem, trebuie să stăm cu toții împreună. Dacă nu vom face lucrurile acestea, dacă noi nu vom puncta și nu vom învăța să lucrăm corect, da? Și să mergem cu toții în aceeași direcție, vom da kicks total. În momentul de față, societatea civilă a demonstrat că poate, da? Are și oameni competenți, da? Și se poate. Adică descurca. Nu stau pe gânduri, exact. Asta e marea problemă. Acționează. Gândiți-vă dumneavoastră, dacă societatea civilă s-a mobilizat a doua zi, cred că, da? Au mers oamenii în
vamă, i-au așteptat, i-au luat, i-au omenit, i-au... Bun, trec peste faptul că probabil au venit și mulți să vadă dacă e ceva de furat, dacă e ceva de luat, dacă e ceva de șantajat pe acolo, să-i... Așa că oamenii la disperare nu se mai uitau, cred că, nici la bani, nici la unele. Și statul s-a mișcat atât de greoi. Vedeți că au trecut 20 de zile și abia acum s-au pus lucrurile. Sunt protocoale. Aici e problema cea mai mare. În momentul de față, cele mai mari probleme cred că pleacă de sus. Dacă acolo s-ar simplifica anumite protocoale în situații de urgență sau anumite lucruri, cred că lucrurile s-ar demara. Și oamenii din teritoriu sunt foarte deschiși și instituțiile. Adică eu am cunoscut oameni din instituții care, jos pălăria pot spune, oameni care se implică, oameni care sunt dedicați, oameni care vor să facă lucruri, dar au niște protocoale care trebuie să le îndeplinească. Nu pot face mai mult de atât. Adică și ei sunt limitați din punctul de vedere al situației lor, da? Și a dreptului pe care l-au ca și angajați ai statului, da? Sunt limitați. Nu pot face mai mult de atât. Și atunci se pune problema cealaltă. Deci trebuie lucrat de sus ca să simplificăm părțile celelalte. Aici cred că va trebui ca cei aleși de noi, da? De toți, că aici vorbim, că nu mai vorbim acum, vorbim de un front comun, astăzi putem să fim, mâine s-ar putea să nu mai fie nimeni. Și asta se pune, este o problemă care ar trebui să ne dea mult de gândit, da? Ar trebui să se gândească că ce putem face noi constructiv pentru România, pentru noi ca și țară, pentru noi ca și oameni, să ne simplificăm lucrurile, pentru că în momentul de față, ne place, nu ne place, suntem cu toții aici. Și trebuie să acționăm. Eu m-am săturat că statul e atât de greoi. Statul are atâtea protocoale, atâtea de făcut. De ce nu le schimbă? Dacă vede că nu se schimbă, nu merg lucrurile. Dacă văd că atât batem pasul pe loc în licitație, în domeniul licitațiilor, că veni vorba. Așa. E atât de greoi până se mișcă, până. Pentru până. Că fiecare vedeți vrea să că aibă. Tot societatea civilă se mișcă. Vorbeam aseară cu domnul Cătălin Urtoi de la societatea civilă, consilier personal al ministrului transporturilor. Da? Zilele astea va fi prin teritoriu să se întâlnească cu toate instituțiile, pentru că ei nu sunt în stare, pe ei nu interesează, pe ei nu interesează decât puncte electorale. Dacă apar undeva și spun două, trei vorbe, ei să câștige niște... 1%, 2% să mai câștige ceva acolo în, da, în electoratul lor. Eu știu. Dar nu se poate să merge la infinit. Nu se va merge la infinit atâta timp cât societatea civilă nu va lua măsuri, cred. Când societatea civilă își va conștientiza că noi nu putem avansa decât dacă vom lua niște măsuri clare, dacă partidele nu înțeleg că ele sunt acolo pentru sprijinul nostru și pentru nevoile noastre, pentru că cu toții locuim în... Dau un exemplu, începem doar de local. Mie mi-a plăcut și aici în Târgu Neamț, eu nu sunt de aici din loc, da? Dar când am venit aici, consider acasă. Și în momentul de față, eu nu pot să mă gândesc doar la binele meu, să fiu eu într-o bulă, da, singulară și să spun, bai, dacă mie mi-e bine, restul n-au decât să facă ce vor. Nu. Rândoială. Eu merg pe principiul că dacă tuturor ne este bine, cu toții putem câștiga mai mult și cu toții putem avea o societate mai echilibrată, putem să avansăm, putem să ajungem la un nivel mult mai ok pentru toată lumea. Noi trebuie să învățăm să lucrăm în echipe. Nu ar trebui, mai ales în astfel de momente, să învățăm că concurența nu face decât să distrugă. Nu mai este nimic constructiv. La un moment dat, concurența era lucru că scutea la iveală oameni mai buni, capacități mai bune, dar în momentul de față ar trebui să conștientizăm că singura concurență care ar trebui să o avem este pentru a face societatea noastră mai bună. Și când vom reuși să facem lucrul acesta și când vom reuși noi să dezvoltăm și să înțelegem că nu mai este vorba de concurență, că nu luăm absolut nimic cu noi, rămân doar faptele noastre, rămâne ceea ce am făcut, ceea ce facem și ceea ce spunem. Sunt situații în care mi s-a spus că, băi, ar putea să faci multe chestii care da bine. Pe mine nu mă interesează să dau bine. Pe mine mă interesează să fac că bine. Încercăm să fim simpatici către electorat, către ăla, către, da, să câștigăm noi, să ne fie nouă bine în viață. Da, încă o dată trebuie să spunem, stimații telespectatori, societatea noastră, aseară discutam cu un băiat de la Sagna, care și el duce o luptă acolo să scoată, eu știu, nereguli din primărie, să le trimită la instituții, să vină să le anchete. Băi, nu putem să fim chiar în halul ăsta de adică să mai vină alți oameni, după ce avem atâtea instituții care controlează în țara asta, să mai vină alții să vadă că ceva nu e în regulă.
noi trebuie să învățăm să fim noi responsabili. Eu nu mai putem da vina pe ceilalți, pentru că noi n-am învățat că noi trebuie să fim tot timpul controlați. Ok, dacă eu fac anumite lucruri care sunt ok și sunt în regulă și mă mobilizez pentru societatea în care trăiesc, pentru că eu nu pot să fiu o egoistă să mă gândesc doar la binele meu și a familiei mele. Nu pot face. Copiii mei vor locui într-un sistem. Eu vreau să rămân în România. Eu vreau să copiii mei să rămână aici, să construiască ceva aici în țara lor, da? Că asta este țara lor. Da? Eu vreau să-i motivez și pe ceilalți oamenii de valoare să meargă, să avanseze, să ajungă la un nivel de a spune, ok, vă înțelegem doleanțele, pentru că fiecare om are o doleanță a lui, dar hai să le facem constructive, nu destructive. Nu putem să ne gândim doar la noi, astăzi ești, mâine nu ești, și într-un partid politic și în celălalt. Eu, din punctul de vedere al partidelor politice, pot să zic că cunosc în toate partidele politice oameni extraordinari, deci oameni care pentru mine valorează enorm de mult. Dar cunosc și oameni care lasă mult de dorit. Și atunci este o problemă. Eu vreau totuși pentru acești oameni pe care îi cunosc, pe care îi stimez și care văd că fac lucrurile să se miște, să fie o provocare, să-i rog să meargă în continuare, să nu renunțe. Să se gândească că au asupra umerilor lor viitorul nostru a tuturor. Atât a copiilor și a familiilor personale, cât și viitorul nostru, a oamenilor normale, a oamenilor de rând, da. Care nu-și doresc lucruri fabuloase, nu-și doresc vacanțe prin niște, nu știu ce insule, își doresc o viață normală, o viață în care să poată să se simtă utili, da? Să poată să avanseze și să-și facă un viitor mai bun. Mi-ați adus aminte de evenimente, dar vedeți că noi uităm repede, vin atâtea evenimente peste noi, nu mai așa. Domnul ăla de la autoritatea care trebuia să se ocupe de, da, nebunia asta, că avem o mare problemă cu facturile la energie, unde era el când toată lumea se dădea de ceasul morții că veneau facturi uriașe? El era în Dubai sau nu știu pe unde. Și noi ne dădeam cu capul aici să scoatem, vedeți? Da, e într-adevăr o situație complicată. Revenim la această, cum să spun, exemplu de solidaritate și așa trebuie să ne comportăm. Au apărut și niște voci care spun, domnule, dar acum vreți voi să acești ucrainieni care ne-au luat teritorii, ne-au rupt din statul român și uitați, publicau hărți pe Facebook. Da. Băi, frate, dar când vezi că omul nu mai are nimic, așa, ce vină are omul ăsta, copiii ăștia care au venit, citeam astăzi, aproape 100 de copii omorți în război, aproape 100 de copii răniți, copii instituționalizați în Ucraina, da, cât lumea care vor rămâne cu traume forever. Eu merg pe un principiu foarte clar. Din punctul meu de vedere, ca om, ca mamă, ca femeie, ca orice președinte de asociație, nimic nu justifică un război. Nimic nu justifică o crimă împotriva celuilalt. Ok, vreți război, mai mari liderii lumii. Împotriva umanității. Intri cu tancurile în oraș. Nu, deci nimic nu justifică un război. Deci din punctul meu de vedere nu există nicio scuză pentru absolut nici cel care inițiază războiul, nici cel care răspunde, nici cel care alimentează. Bun, nu acum există. Și ăștia care se apără, ce ar trebui eu să facă? Eu știu, dar mă refer că nimic nu justifică un război. Problema mea care o am în momentul de față este, adică că spuneți, okay, că toate vreți, la masa. Da, aici se pot face. Ok, vreți dueluri, vreți să vă bateți, vreți bătălii. Ok, cei care vor, înscrieți-vă, dragilor, pe niște liste, vă duceți într-o zonă neutră și acolo faceți o bătăi în arenă, ce doriți dumneavoastră, dar nu puneți civilii, nu puneți oamenii care doar își doresc sau poate doar supraviețuiesc să fie implicați în astfel de acțiuni. Nu gândiți-vă la traumele copiilor. A fost acel băiețel care a intrat singur prin vamă. A apărut în toate presa internațională un băiețel care a intrat cu o punguță de bombonele în mână și în Slovacia. Da. Adică sunt niște situații care pus nu de, cred, de mamă, da, în partea cealaltă și cu un bilețel, cu un bilețel. Da. Da, ajutați. Atunci, vă dați seama ce momente cu adevărat, adică eu am crescut doamna Ioana la războieni. În vacanțele mele cu bunica mea, care tot timpul îmi povestea despre fratele ei care a murit pe front în Rusia, îl trecea în pomelnic, se ruga fratele meu care a plecat, băi, un moment, cum să vă spun, când a plecat pe front și nu l-a mai văzut și, mă, e ceva,
și eu acum mă trezesc iarăși cu rușii, cu nebunia, cu războiul. Dar nimeni nu s-ar fi așteptat ca în 2022 să avem astfel de lupte. Ok, te așteptai la arme biologice. Noi am mai auzit de război. Da. Era în Africa, era exact. Era departe. Nu era aproape de noi. Și când privești un război, când și Europa s-a trezit cam târziu. Aia de prin Italia, de prin Germania, din Germania, așa. Dar nu erau ei așa conectați cum suntem noi. Vedeți că războiul e foarte aproape de noi. Exact, Odessa, exact. Mie mi s-au pus întrebări ce aș face, da. Cum aș reacționa. Nu cred că aș putea renunța. Aici am familie, aici am prieteni, adică s-a pus problema dacă m-aș retrage, aș pleca. În momentul de față nu știu dacă aș face lucrul acesta, să-mi las familie, să-mi las prieteni, să-mi las pe toată lumea și să plec, să fiu egoist. Adică aș găsi eu ca o situație de egoism să mă gândesc doar la binele meu. Eu nu pot face lucrul acesta. Ați rămâne dacă mâine ar veni război în Târgu Neamț? Dar nu știu dacă ar veni război în Târgu Neamț, nu știu dacă aș mai avea timp să ajung nici până la vamă, dacă ar fi să o luăm până la Oradea să ajungi la vamă, cu ce drumuri avem și cu ce situație. Exact, adică ca să știu, adică situațiile sunt foarte, foarte delicate. Ideea este că noi în momentul de față, o chestie care mie mi-a plăcut în momentul de față și mă bucur să văd o reacție pozitivă în afara de societate civilă și autoritățile chiar m-au sprijinit foarte mult și pe noi ca asociație și pe mine ca și om în acțiunile pe care le-am demarat, în situațiile critice în care am avut lucruri care n-am știut cum să le gestionăm și am căutat soluțiile cele mai corecte, cele mai sănătoase. Aici vorbim și de la primării, și de la prefectură, și din partea de la conducerii ISU Neamț. Adică toată lumea s-a implicat și mi-au dat răspunsurile concrete. Am cunoscut oameni extraordinari în ultima perioadă, implicați, oameni care pentru mine, sincer să spun, chiar au devenit eroi. Prin acțiunile pe care le-au demarat. Am reușit să trimitem mașini, medicamente, alimente, produse în Ucraina. Ne vom mai mobiliza să mai trimitem un tir cu alimente și cu produse în Ucraina. Concret și direct. De ce au nevoie cei de acolo? Că ați văzut că mulți n-aveau nevoie de haine. Știu. Și în vama a fost un haos total cu ceea ce s-a întâmplat. Și noi am mers acolo să ducem tot felul de produse. Era și normal, nimeni nu am mers, acolo, am văzut, adică am simțit, am plâns. Adică e dureros să vezi cum un copil plânge și întreabă, da, tati, unde e? Da, tati, unde e? Că aveam oameni care traduceau. Este dureros. Nu știu cum te poți, ca mamă, să privești copilul în ochi și să-i spui că nu mai e. Sau nu știu dacă o să-l mai vedem. Nu știu câtă tărie ar trebui să ai să faci lucrurile acestea. Nu știu cum poți să-i spui unui copil că viața ta nu va mai fi la fel. Poate nu o să-ți mai vezi bunicii, unchi, mătuși, rude, prieteni, nimic. Este dureros când am întâlnit o situație în care o mamă a venit la noi în zona, am fost sunată din Ucraina, m-a sunat un alt coleg de-al nostru, o cunoștință, că numărul meu pe WhatsApp pot să zic că sunt sunată în continuu diferite persoane și au apelat pe Viber, pe Telegram, peste tot și m-au sunat că are un băiețel bolnav de cancer. Am răspuns pozitiv la situația respectivă, ca de fapt să descoper că mămica a venit aici, a fost cazată la Ionela Capuano, am discutat cu ea, am negociat, am găsit toate soluțiile să fie în regulă o perioadă. Trebuia să ajungă obligatoriu în Italia, la clinica de oncologie, pentru că sufera de fază terminală de cancer. Surioara lui, el a împlinit martie. A pus o vorbă domnul Capuano? Sau... Nu, asta a fost de acolo, au aranjat noi, doamne, ne-a ajutat cu transportul. Domnul Capuano ne-a ajutat cu transportul și au discutat acolo, am reușit să identificăm mașinile care să plece cât mai rapid, să treacă, ținând cont de condițiile actuale cu trecerea vămii în perioada aceasta. Durerea, cred că cea mai mare a fost în momentul în care am aflat că, deci fetița de 4 ani trebuia să-i dea frățiorului celule ca să poată să trăiască și mama și-a mai lăsat încă 2 copii în Ucraina. Deci avea 4 copii și a plecat cu 2 copii și ceilalți 2 au rămas acasă. A fost o situație, cum să spun eu, pentru că erau programați în Ucraina să meargă la operație acolo, dar fiind războiul, toate s-au anulat. Exact, și o asociație din Roma și-a asumat că ei acolo vor face operația. Nu știam dacă a fost un stres continuu, pentru că nu știam dacă copilul va rezista să ajungă până la Roma pentru operație, că putea muri în orice clipă. Da? Și atunci stăm și ne întrebăm. Cum putem fi inumani în astfel de situații? Cum putem să nu ne implicăm? Au mai apărut alt, că propaganda nu stă. Deci e un război și al propagandei. Vedeți că... când au venit băia de prin Africa, nu i-ați primit așa cu brațele deschise. Păi ăștia-i primiți. Fel de lucruri de genul care mai de care, știi? Băi, e...
Nu i-a primit, da. Cum? Eu nu mai răspund la astfel de provocări. Eu ceea ce fac, că sunt acuzată sau că nu sunt acuzată sau sunt sau nu sunt apreciată, eu am învățat în felul următor. Datoria mea este să ajut pe oricine, oricât, cât de mult pot. Și în mediul nostru de social, pentru că noi nu ne-am terminat activitățile, trebuia să avem și încă o campanie de ecologizare, dar ținând cont de situația actuală, am hotărât cu cei de la Mai Mult Verde să o amânăm pentru o perioadă, da, pentru că noi avem campania națională. Ecologizale unde? Pe Malul Ozanei, cum aveam noi. Ozanei, am avut și anul trecut. Ei fac continuam. Și pe Bicaz. Bicaz, au făcut pe Dunăre, adică iau o campanie cu Lidl România, e o campanie foarte mare, Mai Mult Verde cu apele curate, e o campanie mare. Da. Noi suntem alipiți și anul acesta urmăm din nou să avem această acțiune, o vom face, așteptăm puțin să se mai liniștească. Mai în primăvară, nu? Exact, nu, acum era că pe 14 martie e ziua apelor curate la nivel mondial și ei trebuia programată acum. Anul trecut am avut-o tot în perioada aceasta. A fost o acțiune foarte frumoasă, doar că acum am hotărât împreună cu ei să mai lăsăm, dar noi nu renunțăm la acțiunile noastre. Deci a fost o acțiune comună pe care noi mergem. Noi continuăm, am făcut, facem fântâni, am avut acțiune, avem în continuare, mergem pe teren, mergem la persoanele care le avem în evidența noastră, le ajutăm, le sprijinim, noi nu am renunțat. Fântâni? Fântâni. Da, faceți fântâni? Da, am reușit, am făcut una la Nemțișor, a fost făcută la o familie cu un tată cu 6 copii și o situație foarte delicată și acolo. Tatăl la 60 de ani a rămas cu 6 copii la cea mai mare având 8 ani, așa, copii cu handicap cu tot, dar tatăl își iubește enorm, nu sunt ai lui, să zicem așa, este o situație foarte delicată în spate. Din căsătorii, iubire, cred că... Da, iubirea este foarte mare și implicarea și tot și ne-am străduit și acolo să ajutăm. Avem acum din nou o familie, o mamă cu 6 copii, la care am reușit să-i săpăm puțul și ne chinuim să-i facem o baie și tot ce are nevoie ca să aibă o situație pentru noi, copii. Noi suntem un neam de comentatori de ăștia, de așa. De ce? Aud și eu foarte mult în România, m-a sunat duminică un cunoscut al meu. Așa, are 4 copii, așteaptă al 5-lea și i-a zis preotul la biserică, dar de ce ai făcut atâția copii dacă nu-ți permis să-i crești? Mă, mie mi se pare inuman ce trăim noi azi în România. Deci noi nu ne trezim nici acum când vedem că un război ne poate rade. Că dacă ăla se, Putin se lasă pe butonul roșu, ne-a ras în... Sunt două persoane care trebuie să apese pe buton, nu este doar Putin. Deci să știe că nu va fi doar Putin care trebuie să apese. Oricum, lucrurile astea... Păi dacă ăia sunt tot la fel de... Noi sperăm că poate credința mai este singura noastră salvare. Noi ar trebui să învățăm mai mult ca oricând că nu trăim veșnic. Cred că noi am uitat că trăim veșnic. Nu, dar dacă nu poți să faci un bine, că nu niciodată... Da, să faci rău, e mai ușor. Nu ai poate starea... așa, sau nu ai posibilitatea așa. Bă, nici nu comenta. Lasă-l mă pe cel care vrea el să fie, na, poate tu ești mai deștept și zici, bă, nu vreau să-i ajut pe ăștia. A, că a mai apărut și varianta. Păi voi n-ați văzut că ăștia vin numai cu mașini șmechere? Voi pe ăștia ajutați? Așa, ca o paranteză. Păi și la noi nu sunt șmechere. Am un prieten al meu care era în Iași, în parcarea la mall. A coborât o doamnă foarte bine, cu ultimul timp de Range Rover, adică 100 și ceva de mii, așa. Avea 2 copii în mașină și la un moment dat se întâlniseră cu alte persoane acolo și la un moment dat a început să țipe în gură de șarpe. Soțul ei fusese împușcat în cap. Ce spui tu atunci? N-ar fi dat Range Rover-ul în secunde a doi? Dacă ar fi avut posibilitatea, sunt sigură că da. Ar fi dat orice ca să rămână soții. Deci nu mai putem fi, deci nu putem judeca. Eu nu sunt absolut cu nimic vrednică să-l judec pe celălalt. Datoria mea de om, de individ, de orice putem spune, este de a ajuta. Și dacă vrem, noi putem face, noi putem ajuta, noi ne putem implica, dar ține efectiv de noi să facem lucrul acesta. Eu personal nu pot accepta să arunce cu noroi. Nu pot. Adică eu am văzut atât de mulți oameni frumoși care s-au implicat și am cunoscut atât de mulți oameni extraordinari încât eu mai am speranța că România noastră va ajunge și la un moment dat și la un echilibru. Va ajunge să fie și să se implice și oamenii de valoare din România alături de ceilalți. Pentru că e ușor să greșești un drum, dar e posibil să-l și îndrepți. Probabil că de multe ori nu ne dăm seama că acțiunile noastre pot fi destructive sau poate nu sunt cele corecte, dar avem șansa poate să ne îndreptăm pe drum. Avem șansa și trag foarte mare nădejde că și cei care sunt la conducere în momentul de față vor primi ajutorul societății civile, vor accepta că poate lucrurile nu merg așa bine în momentul de față, dar putem să le îndreptăm spre mai bine. Adică orice ajutor și al nostru, dacă al tuturor. Dacă ajungi seara acasă și ai pus capul pe pernă, eu cred că lucrurile sunt foarte bune. Ești, cum să spun, te miști. Exact. Ai fost în ziua respectivă, ai umblat,
Da, e stres, e o tensiune, deschizi televizorul, apar niște zăpăuci care spun că nu știu ce a crescut prețul, benzină, ulei și alea, și unii mai slabi de așa nu analizează, nu trec prin filtrul gândirii și se duc și iau rafturile la, la dar rând. Eu mă uitam că eu nu mai aveam motorină, râdeam că eu am, că în perioada când a fost nebunia, nu mai aveam motorină la mașină, aveam niște întâlniri dimineața la prima oră, nu mai aveam motorină, mă gândeam că băi, dacă nu opresc acum la Peco, s-ar putea să rămân. Colega dumneavoastră, partenera dumneavoastră la Piatra Neamț, într-o seară, că era pe la Maramureș. Ce se întâmplă? Că văd niște cozi imense. Păi tocmai au anunțat că e 11 lei motorina. Așa și chiar se merită așa să faci cozi de kilometri? Eu râdeam că zic că, măi, că, mai, că mai bine cred că mă duceam și eu cu bidonul și îl luam cu bidonul. Am stat la rând că trebuia să stau, că nu mai aveam, și am zis, băi, i-am zis soțul, măi, dacă rămân aici să știi că trebuie să mă împingi. Ori mă înjură careva, ori mă împingi tu. Oricum, lucrurile au scăpat de sub control și scapă de sub control. E normal. Cred că, din punctul meu de vedere, și criza acesta, ce a fost acel COVID, a fost și un test pentru noi foarte mare ca oameni. Limitele noastre au fost duse într-o extremă, cum să spun eu, ne-au retransformat, ne-au reeducat, era bine dacă era reeducat, cred că ne-au înrăit. Au deschis acea cutie. Nu, faptul că și autoritățile, spun eu, doamna Ioana, ba azi era într-un fel, mâine într-un fel, ba așa, așa, ba așa, așa. Și bineînțeles, lăsat la liber toți, eu știu, ăștia care își dădeau cu părerile, nu s-a mai înțeles nimic și a fost un haos din care românul n-a înțeles mai nimic, s-a împărțit în două tabere, pro și contra, așa, și a ieșit un balamuc general. Da. Războiul ăsta parcă a venit și ne-a vindecat total de tâmpenia aia, așa, în care eram cu toții. Și a demonstrat că după ploaie vine și soarele. Asta a demonstrat acum, că există posibilitatea, deci prin asta am demonstrat că orice furtună, orice neliniște, la un moment dat se liniște. Deci și furtuna într-un pahar cu apă. Oricum, exact. Tot timpul se va liniște. Am uitat la concertul de sâmbătă seară parcă a fost, făcut în București. Păi, exact ca în vremurile bune, lumea fără mască, unii lângă alea, adică noi deja îl vedeam pe unul că era lângă noi, fără mască, te întorceai. Deci un eu recunosc un moment că nu am avut timp să mă uit, deci nu am mai s-o ocupat în fiecare zi până noaptea. Am văzut așa printre picături. Da, știu că au fost, mă bucur foarte mult că acțiunile acestor oameni au ecou. Mă bucur că oamenii au știut să se mobilizeze atât din mediul privat, atât din mediul ONG-urilor, atât din mediul oamenilor de afaceri. Au creat niște lucruri fenomen într-un timp atât de scurt. Aici vorbim de cât? Sunt 20 de zile? De când exact. 20 da. De zile. 20 de zile. Și ne dăm seama că, ok, mai există speranță că putem să ne facem bine. Asta cred că e cea mai bună lecție care am putut să o primim acum. Și atunci păi asta înseamnă, mai este speranța că va fi bine. Exact, și asta înseamnă și pentru clasa politică, uitați-vă, clasa civică, da? Zona civică este vie. Zona civică ea reușește să mute munții din loc. Până când a început statul să se întâlnească, să vadă așa și să caute toate variantele de... cum îi cazăm, pe unde, deja mulți erau... Lucrurile acum oricum s-au mai temperat, adică avem acum câteva lucruri foarte clare, adică am avut diferite întâlniri, am aflat câteva soluții care sunt foarte clare în momentul de față, ce se poate face efectiv, cum putem să ajutăm atât pe persoanele care vor să rămână pe termen lung, cum putem face pentru integrarea lor în școală atunci dacă este posibil, ținând cont că vorbim de copii care nu știu decât limba ucraineană, trebuie să găsite niște variante și pentru ei, dacă lucrurile vor continua. Dar credeți dumneavoastră că știe cineva cât va rămâne? Păi dacă ei ras casa și el aude că față, nu mai are casă, nu mai are... Mai au familii, mai da? Au cunoștințe, mai au... Momentan, în pentru ce de față, se mai întoarcă? Eu în momentul de față, personal, am în Târgu Neamț 9 persoane care rămân permanent până când se va termina tot. Sau până vom avea alte soluții. Pentru ele mă chinui să dezvolt diferite activități, mă chinui să aibă tot ceea ce au nevoie. 9 persoane, mame-copii? Mame-copii, da. Dintre care, deci, un tată cu fica și cu nepoțica, el are 68 de ani și dorește să muncească și dorește să se implice, o familie, și în rest cealaltă familie cu două mămici, bunică și trei copii,
Copiii mai fac lecții online, am înțeles că mai au cum se ghidează. Fetița, una dintre fetițe este la, a fost la școala de muzică, am discutat el cu un domn profesor de muzică, să vedem ce variante vom avea pe termen lung, dacă lucrurile vor continua cu integrarea ei în școală, pentru canto, pentru că ea știe pian, cântă și din voce, are tot felul de talente și skill-uri și vom căuta variante și pentru ei. Căutăm acum tot felul de soluții încât să-i ajutăm și pe oamenii ăștia să se integreze aici, dacă va fi, își doresc să se angajeze, cum putem să-i ajutăm, care sunt situațiile clare și reale pentru ei dacă rămân. Ceilalți care vor doar să tranziteze, rămân pentru o zi, două, trei, avem deja puncte foarte clare de, și locații în care să poată fi duși. La stat, în momentul de față, pe neamț există 500 de locuri disponibile. Da? Unde pot cred fi... că se vor căuta profesori de ucraineană, traducători, da, păi asta se lucrează de... foarte, se lucrează, da? Foarte mult, se lucrează foarte mult pe lucrurile acestea. Noi am, în momentul de față, suntem și în tratative de a primi niște pacheturi. Știți că sunt pacheturile alea care ajută cu traducerea. Vorbești la el, primești răspunsul în ucraineană, vorbești în ucraineană, primești răspunsul în română. Aha, e o aplicație, simpli... da, nu este aplicație, sunt niște aparate dispozitive de uz pentru un fel de traducător mobil, ca un fel de telefon, mini telefon mobil. Și atunci lucrurile merg, poate să meargă altfel. Și atunci altfel putem mișca lucrurile, altfel ne putem implica, altfel putem să găsim soluții. Iată, poate dă Dumnezeu, Rusia și Ucraina au reluat negocierile pentru a pune capăt războiului. Primele detalii, scrie presa din Ucraina. Am început și eu să le traduc, să le bag ziarele, să le așa, să le citesc, să le... Noi n-am știut nimic de vecinii ăștia de la noi. Mă știam pe aici prin Cernăuți, că am fost de atâtea ori, dar nu știam ce se întâmplă, țara asta, țările astea, ce ofeream. Nu, eram cu Occidentul, cu... Ei, uite că dintr-o dată istoria ne-a întors cu dar, capul. Chestia cea mai spre ei. Ne-a întors cu capul spre ei, dar totuși am reacția care a avut-o și noi vorbim din donațiile pe care le-a primit, pentru că am avut un sprijin foarte mare din partea civilă a oamenilor, da? La asta fac referire. Avem acum colaborări cu Italia, care ne-a trimis câteva tone de alimente. Italia cine? Românii de acolo? Nu, italieni. Italieni au contactat, mama mea a lucrat o perioadă foarte mare într-o zonă Bari, uh-huh. Italia, și de acolo au sunat și au strâns aproape 5-6 tone de alimente. Deci alimente vorbim. Deci ei au nevoie de alimente aici, nu... Nu, au strâns ca să le trimită către noi. Deci ele vor ajunge aici. Deci oamenii, aha, s-au mobilizat acolo, oamenii normali. Și alimentele mai departe, unde de igienă și tot vor fi trimise în Ucraina. Ideea este că noi în Ucraina vom și tot ce am făcut și ceea ce trimitem acolo. Dumneavoastră ați trecut în zona aia? Eu nu am trecut, dar am colegi de-ai mei care trec și care merg acolo. În momentul de față nu pot, pentru că am foarte multe acțiuni și nu pot să mă rup de aici, adică nu mai permite timpul, ar trebui să aibă ora mea în jur de peste 72 de ore, dacă ar fi posibil, ca să pot să acționez în fiecare, pentru că în fiecare zi de dimineață până noapte sunt în telefoane, sunt în mail-uri, sunt în grupuri, că am foarte multe niște grupuri. Fotografii din... Da, și noi am trimis și acum tot ceea ce trimitem punctual către anumite locații. Adică acum suntem în tratative și discutăm cu centrul Vinița, care este la 200 de kilometri de Kiev, unde vrem să trimitem acolo un tir cu produse, alimente, medicamente. Păi și găsiți camion, oameni, șofer care merge pe suntem în discuții cu ei ca să vină o echipă specială să poată prelua. Ideea este că lucrurile sunt tot felul de situații în care încercăm toată lumea să ajutăm punctual. Speră să se oprească. Bine, ajutoarele astea nu vă imaginați că de mâine să spunem că pun capac, dar nu se va pune capac, domnul general, domnul Ștefan Dănilă, generalul Ștefan Dănilă de aici din Târgu Neamț, fostul șef al armatei române, într-o perioadă spunea că nu se va opri, pentru că nu e avantajos pentru nimeni să te oprești, adică Ucraina are o emoție colectivă și un suport mondial, să se oprească ar fi, iar da lui Putin, apă la moară, iar Putin nu se oprește, că n-are nici el, vă dați seama, populația lui îl va pune la index, în fine o să vedem, dar chiar dacă se va termina într-o bună zi, vă dați seama că rămân farmacii distruse, magazine alimentare distruse, blocuri distruse, totul distrus, adică ei vor avea nevoie și după terminarea exact. Războiului, vor avea nevoie de sprijinul nostru. Da, ideea este că noi acum încercăm, pentru că noi am primit sprijin atât din Italia, din Anglia, ne-au trimis mașini cu donații,
de la Pampers, medicamente, produse de igienă, alimente, adică tot ce a fost nevoie, mâncarea de bebeluș. Am avut sprijinul și băncii locale de alimente Roman, care ne-a sprijinit și am reușit să trimitem un palet de lapte praf, da? Deci vorbim de un palet de lapte praf la un spital la 90 de kilometri de Cernăuți, unde aveau nevoie acolo că aveau copii. Am reușit să trimitem punctual și tot ceea ce ni s-a cerut. Cât reușim? Pentru că la un moment dat am primit și o cerere că au nevoie de 5.000 de veste antiglons, 5.000 de căști, 5.000 de niște chestii și 600 de mii de tampoane dezinfectante. Nu știu ce, niște lucruri care, vă dați seama, noi suntem asociație mică. Da. N-am avea veste cum. Antiglons. Da. Deci nu am avea posibilitatea să procurăm. Dar ceea ce va ține de noi pe partea de dezinfectante, noi am reușit să facem roșii, să obținem garouri, că nu se mai găseau garouri, adică a fost o perioadă în care am reușit să obțin 100 de bucăți de garouri în condițiile în care nu se mai găseau prin România la un moment dat. Acum nu știu dacă s-au actualizat. Care e treaba, dar nu caută nimeni la noi, nu? Sau care e ideea? Ei aveau nevoie ca să o poată opri sângerările, adică da. Noi ca să ne trimitem în afară. Noi am reușit să mai obținem, am trimis o mare parte din ele, adică am încercat să mergem punctual unde au fost nevoile foarte mari și unde chiar ajungeau direct, pentru că și în Cernăuța este un centru foarte mare, până când se fac selecțiile durează destul de mult. Și de asta încercăm să mergem tot timpul punctual, când trimitem ceva, să trimitem exact la locația unde este necesar și nevoia foarte mare, încât să putem ajuta acolo. E o bucurie foarte mare când vezi că și autoritățile își dau seama că și mă refer la autoritățile locale de aici, Târgu Neamț, și-au dat seama că și societatea civilă are un punct foarte bun în momentul de față sau știu să gestioneze foarte bine situația, au știut să se mobilizeze, au apelat, multe asociații s-au mobilizat foarte bine și foarte frumos și încercăm să lucrăm constructiv și cu ei, încât să aducem la celălalt nivel. Eu asta sunt fericită, că oamenii au înțeles că putem face și bine. Că de rău n-am cam săturat să fac alții, da, dar putem face și bine. Un moment în care chiar putem face și bine. Ați fost și la în Maramureș? În Maramureș nu a fost, Adriana a reușit să trimitem prin ea, cam eu lucrez foarte mult. Ea s-a mobilizat punctual. La Piatra. Da, ea s-a mobilizat, ea a trecut și pe la noi, am avut și sprijinul celor de la, dacă pot să le spun numele, celor de la Conserfru, care ne-au ajutat și ne-au dat niște paleți cu ceapă, cu dulceață, ca să poată fi dusă în partea cealaltă, că aveau nevoie de alimente punctual. Noi am vorbit punctual. Am încercat să ajutăm de fiecare dată cu lucrurile care sunt strict necesare să le răspundem. Adică când am avut de cumpărat, am cumpărat medicamente, cred că în valoare de 100 de milioane care au fost livrate mai departe pe ceea ce au avut nevoie oamenii aceștia. Oamenii care s-au mobilizat și ne-au adus donații. O chestie care n-am făcut-o și am și specificat-o, nu am vrut să facem și nici nu vom face abuz pentru anumite lucruri. Le-am explicat foarte clar. Trebuie să înțeleagă că trebuie să facem lucrurile punctual. Nu are abuz sens în ce sens? În sensul de a aduce anumite lucruri care nu sunt necesare. Adică să spun, domnule, adu-mi-le tu mie, că oricum o să văd ce găsesc fac cu ele. Găsesc eu unde le duc. Nu. Dar... noi am mers punctual. Domnule, uite, avem dar aici de am înțeles că aici am văzut și la Piatra Neamț. A făcut primăria 3 chichinețe de așa să aducă lumea. Păi da, mă, dar nu aduceți ce vă prisosește pe acasă, nu aduceți resturi, nu aduceți... Sunt niște lucruri noi clare. Noi nu suntem încă educați. Din păcate, eu spun și din ceea ce s-a întâmplat și de-a lungul timpului. Noi ca oameni n-am învățat că noi încercăm să educăm oamenii și în cazurile sociale pe care le avem în evidență, să le educăm să prețuiască ceea ce au. Ele nu sunt groapa de gunoi a nimănui. Deci noi, că nu dacă, vine, exact, aia nu-s din... lumea bun, dar nici așa nimeni nu merită să primească să fie o groapă de gunoi. Noi încercăm să-i oferim celorlalți cei mai buni din noi, ceea ce avem noi mai bun. Există coșuri de gunoi unde pot fi duse toate produsele acestea, există locuri unde, domnule, nu trebuie să aduci mizeriile tale să le depozitezi aici, că noi nu suntem gropi de gunoi. Exact. Noi. Pot fi aruncate, ceea ce ai foarte bun, noi mai trimitem și punctual încât să meargă ei să ducă, să vezi când dai cu mâna ta, dacă ție ți-ar conveni ca și om să primești așa ceva. Și asta încercăm și noi să învățăm pe ceilalți, să ofere ceea ce și-ar dori și ei să primească. Asta cred că este cel mai important. Da, cu adevărat emoționant, copii și animale. Și-au luat și animalele. Deci asta spune totuși că
Da, am avut foarte multe ăștia. Familii care au avut și animale, le-am căutat cazări, au fost persoane cazate în zona noastră, au fost copii care au avut nevoie de medicamente, le-am dus medicamente când n-a fost necesar, tot ceea ce a fost necesar, pensiunile din zonă care s-au mobilizat. Oamenii care, la care sunam, chiar dacă era două noapte și știam că pot să sun, răspundeau la telefon și ne ajutau. Autoritățile care, când am sunat la ora 6 dimineața, avem un autocar sau nu știu câte persoane care vin din Iași, au răspuns prompt solicitărilor. Am oameni cu care vorbeam la telefon și la un moment dat vorbeam cu Bogdan Tănase de la Casa Share și ne-am luat la telefon, băi, mă poți ajuta cu o mașină? Băi, dar lasă-mă că eu vin din vamă, băi, dar nu știu ce. Da. Ne-am luat noi așa până la urmă, băi, dar tu cine ești până la urmă? Băi, eu sunt Ioana din Târgu Neamț. Tu cine ești? Băi, eu sunt Bogdan din Iași. Ce facem? Hai să vedem, să facem da. Să fie bine. Și am mobilizat și vorbeam telefonic și prin, da. Și vorbeam pe la telefon la 12 jumătate noaptea, stăteam de vorbă la telefon cum găsim soluțiile cele mai bune încât oamenii să ajungă la destinație cum trebuie. Avem oameni cu care colaborăm din America. Am apărut ca asociație și acolo, prin acțiunile pe care am primit donații și de acolo. Sunt oameni din zona, este vorba de Sean, care este un prieten foarte bun de-al nostru, care ne-a ajutat, care ne-a expus, adică a relatat acțiunile pe care România le-a făcut. A fost aici prezent, a mers, a luat copii la locul de joacă, s-a implicat, a mers. A zis că Ștefan Mandache a apărut pe New York Times. Da, pe... este de apreciat. Deci este sunt de oameni apreciat. Care chiar au făcut și au mișcat lucrurile. N-au ținut cont de celelalte situații și și-au asumat de a fi eroi în astfel de momente. Că despre asta este vorba. Să îți asumi, să faci lucrurile să meargă și să demonstrezi că se poate. Că oricine poate să facă bine. Trebuie doar să fie ține de voință. Trebuie să spunem că, iată, tinerii noștri fac tot felul de lucruri deosebite și asta îmi place și mai ales nemțenii noștri. Tânărul Alexandru Panay, nu știu dacă ți-a auzit de el, din Piatra Neamț, este un IT-ist care a creat și o aplicație pentru perioada asta ca oamenii să știe unde să apeleze. Aplicația se numește, doar o secundă, văd că au început televiziunile să-l caute. Da, imediat o să găsim. Da, este o aplicație creată de un IT-ist din Neamț. Refugees, cumva? Refugees. Refugees, excuse. Da. Excuse me. Da, nu știu că oricum, ideea este că este, da, este extraordinar ce au reușit să facă nemțenii noștri, pentru că chiar au dus lucrurile la alt nemțeni, nivel, au reușit să se implice. Și tocmai, nu zic că și la noi, adică chiar și de la noi din zonă au apărut oameni de valoare și și-au arătat că chiar există oameni de valoare. Peste tot, în toată țara, România, mai mult ca niciodată, a demonstrat că avem niște oameni extraordinar de valoroși, nu trebuie să aibă niște situații financiare sau niște o componență nu știu de care ca să poată demonstra că pot fi oameni în astfel de momente. Deci asta este spectaculos. Ideea este în felul următor. Nu trebuie să comentezi dacă tu nu vrei să te implici, că nu a fost aici pe, eu știu, nu vrei, stai liniștit. Dar ca să vii tu și să găsești tu acum argument, de ce nu te-ai luptat până acum, da? Să atragi atenția, eu știu, liderilor noștri, oamenilor politici, că e o problemă și trebuie să facem ceva în sensul ăsta cu Ucraina. Eu știu că ți-au luptat românii noștri de acolo, de la Cernăuți. Eu cunosc oameni care au făcut efortul. Eu am fost în cimitirul din Cernăuți, am fost să văd mormântul lui Aron Pumnu, să văd casa lui Aron Pumnu, știu cum s-au comportat. Da, s-au comportat urât cu românii noștri. Dar liderii noștri de la București nu cumva s-au întors cu spatele? Vă spun tot eu, da, s-au întors cu spatele la român, că în loc să le ofere un sprijin, în loc să le subvenționeze o revistă de cultură, da, au zis, bă, mai bine dăm banii prin alte părți, la alte comunități, de unde ne vin voturi. Păi, ce vă spun e adevărat. Și știu ce se întâmplă acolo. Și acum vin unii să ne dea lecții de moralitate. Lăsați, că nu v-ați bătut voi, da, mai tare decât cei de acolo. Pentru limba română și pentru cultura... Cred că în momente de genul acesta nu cred că ar mai trebui. Adică ura sau revolta sau căutarea de a denigra pe cineva în astfel de momente cred că este egală cu zero. Este în momentul de față... Războiul nostru va fi în continuare cu propaganda, minciuna și, cum să vă spun, care va fi tot timpul la îndemâna noastră pe telefon.
Exact. Noi trebuie să învățăm să facem și o selecție pentru ceea ce ne reprezintă. În momentul de față... Da, dar sunt oameni care nu știu să-și pună selectorul, selectorul de canale la... Da? Câteodată nu ar trebui să ne mai concentrăm atât de mult pentru ceea dacă, ce fac ceilalți sau ce dacă zic ceilalți. Dacă cei din Rusia cred la ora actuală că armata lor se bat cu naziștii, cu așa, deci ce să mai vorbim? Asta au fost informațiile, ține foarte mult de dorința noastră. Și noi cred că peste mulți ani vom afla multe lucruri care s-au întâmplat în aceste momente. Fără îndoială. Că eu am zis așa, luptele astea de oraș, m-am gândit, păi stai seama, trage rusul, da, într-un bloc. Păi trage și ucraineanul. Și poate trage și el strâm, că nu toți trag, cum să spun, fiecare glonț nimerește un soldat și... Nu, deci distrugerile sunt și de o parte și de alta. Sunt convins că și ucrainenii fac distrugeri. Dar vă întreb pe dumneavoastră, încă o dată spun, cifra e vehiculată de ucrainieni. 500 de miliarde, 500 de miliarde, pierdere în 20 de zile. Întrebarea mea ar fi alta. De unde dintr-o țară și atâtea dezarmată, drame, și atâtea de unde drame. Dintr-o țară dezarmată, au ajuns să aibă atât armament. La cine vă referiți? La Ucraina. Păi toată lumea îi ajută. Luați de aici, pentru că mai e ceva. Sunt și lucruri așa, că propaganda e și de o parte și de alta. Păi toată lumea îi susține, frate, că ăștia, vorba cuiva, ăștia se mai opresc la Lisabona, dacă îi lași pe ruși. Știu, tocmai de asta zic, adică ar trebui să găsim în momentul de față, cred că cea mai mare dorință a tuturor și ce... că toate gândurile noastre ar trebui să se gânde, să fie centralizate pentru pace. Pentru că în momentul în care noi vom reuși să fim într-un echilibru, pentru că, din păcate, există acele tabere, pro și contra, pro-război, împotriva războiului. Noi ar trebui să ne concentrăm cu toții că un război nu aduce niciodată nimic bun. Asta este clar. Niciodată un război nu va aduce ceva constructiv. Una este o concurență, una este un război. Să știți război. Că sunt niște hiene care se hrănesc din aceste cadavre. Sunt niște vânători care, eu știu, pe burse, pe, nu știu, niște producători de ceva, poate ăștia cu armele vând bine astăzi. Întrebarea mea cea mai, da. Ce cred că cea mai bună întrebare care am primit-o până acum de când dinainte să înceapă războiul și tot, băi, pentru ce s-au înarmat ăștia cu atâtea bombe atomice? Băi, atacăm cumva alte planete. Îți trebuie una. Atacăm cumva alte planete, suntem atacați de alte galaxii. Pentru ce avem noi la nivel mondial nevoie de atât de multe bombe atomice? Pentru ce avem noi nevoie de atât de mult armament? Care este scopul până la urmă? Per total, adică ne punem întrebarea la nivel mondial. Pentru ce? Adică nu mai este scopul omul? Care este scopul? Știți că prin anii 80 a fost un referendum în România să votăm reducerea cu 5% sau nu știu ce arme nucleare sau să votăm ceva. Și în momentul de față cât în anii 80. Da, deci și am ajuns în 2022. Da. Și atunci punem o problemă, pentru că băi, cum s-a spus, băi, ajunge un nebun la putere, apasă pe un buton și ne-o puf, am dispărut cu toții. Atunci vorbim despre altceva. Vorbim despre o... Și ce a spus Putin? Ce rost mai are umanitatea fără Rusia în ea? Pardon? Deci, cum am zis, oamenii ăștia care au făcut, mă iertați, au schimonosit legile în țările lor, Constituția în țările lor, nu-i mai poți lua de la putere, 20 și ceva de ani o să rămână acolo ei, mă rog, cum sunt spunem noi în, mari, în România, sunt probleme foarte mari, de la fost, putere. Da, dar asta au fost știute, adică nu e prima dată când nu auzim că în Rusia au fost 20 de ani, au stat la putere. Deci, astea sunt lucrurile cum se ridică știute. Unul? Da. L-au și luat. Da, ideea este că... A fost un filmul, mă iertați, a scos o doamnă, ceva scris contra lui Putin. Deci în secunda 2 l-au luat polițiștii, au luat-o la dubă, nu că negocieri ca la noi în România. Deci acolo este... Da, este dramatic ce dramatic se întâmplă la nivel întâmplă. Mondial. Nu vă gândiți că pentru omul de rând în Rusia e o... Că mă gândesc, deci toate aceste, cum să spun, tot ce iau ei contra rușilor, crezi că îi afectează pe rus, pe oligarhia aia care pierd câte o embarcațiune de aia de sute de milioane? Așa. Nu, o tot singură, pe omul de rând. O vorbă care am auzit-o eu și mi-a rămas foarte bine
așa în memorie și o țin minte și câteodată mi-e ciudă că tot mi-o repet și îmi revine în gândire, e faptul că bătrânica aia de la sat, care a avut 3 găini și un petec de pământ, n-a simțit nici criza, pentru că ea tot timpul a avut 3 găini și un petec de pământ. Și nu simte diferența. Ceea ce, cine simte diferența sunt cei ca noi, care avem familii, care muncim, care avem credite sau care avem, avem business-uri, care depindem foarte mult de celelalte. Dar omul care a fost învățat și nu a avut, da? Pentru el nu este o pierdere. Adică pentru el este o normalitate. Din sărac, a rămas tot poți sărac. Să fii mai sărac. Sau mai sărac, sărac. Sau sărac, dar este acea normalitate a lor. Adică nu e o chestie, cum a fost acum pusă chestia asta, că vai de mine, ăștia au venit, că au bani, că ce au avut. Tu te gândești la un om care, oamenii, eu m-am pus că paralela, nu cred că este ok să o punem, dar la noi, din cazurile sociale pe care le avem, acești oameni, nu, o parte din ei n-au muncit, au stat tot timpul și au dormit pe jos sau în frig, pentru ei este normalitatea. Pentru ceilalți care au venit acum din Ucraina, care au avut condiții, copiilor au fost crescuți, nu că în puf, dar au avut condiții, căldură, mâncare, iubire, afecțiune de la ambii părinți. Adică n-au venit chiar din lumea a treia, e și acolo sărăcie. Exact, dar acolo... au avut un mediu normal, un mediu de oameni normal. Și nu fac acum referire, vai de mine, de acele persoane care se lăfăiau în bani sau nu mai aveau nu știu ce lucruri. Eu mă refer de oamenii care aveau o situație normală ca noi. Cu familii, cu copii care își îmbrățișau seara, copiii care le spuneau poate o poveste de noapte bună, pentru ei s-a transformat totul într-un film de groază. Îl urmăresc pe părintele Longhin, Jar, cum îi știm noi, părintele de la Bănceni, de lângă Cernăuți. Duminică a avut o predică în lacrimi și a spus că nu mai știm unde să mai punem paturi, peste tot în mănăstire, a pus totul la dispoziție. Este ceva, cum să vă spun, crunt. E o lecție pe care trebuie să o învățăm și o lecție din care trebuie să rămânem cu ceva. Că toată tragedia asta putea veni și pe capul nostru. Sau poate veni și pe capul nostru. Absolut. Aici este o problemă. Și dacă nu își deschide nimeni mâinile cu noi, ce ne-am fi făcut noi dacă românii noștri, când s-au închis fabrici în România, nu erau primiți în Italia, în Spania, în nu știu unde, păi da mă, dar au fost primiți sclavi acolo. Păi sclavi cum au câștigat o pâine și au trimis bani acasă și au crescut copiii și au ținut în facultăți. Cunosc o grămadă de oameni care n-au mai avut ce face aici în România și au plecat prin străini. E adevărat, au trăit greu, au muncit greu, au hămălit, au sclăvit acolo, sclăvărit pe aia. Pe unde așa au fost? Este, așa este. Că dar... nu s-au uitat. Că, fai de mine, ai venit un român și, vai de mine, ești fratele meu român. Nu, se uită la tine și astăzi cu alți ochi. Dar i-au primit. Cred că aici este vorba. Mă, nu mai comentați atâta că, vai de mine, deci alții fac un bine. Asta trebuie să ne intre bine. Bă, dacă nu poți să-l faci, stai liniștit, vezi-ți de altceva, caută-ți alt... Da. Eu tot timpul merg pe principiul că oricine poate să facă bine. Deci nu există să nu poți face bine. Binele se face greu. Nu știu, cred că ține puțin și de antrenament. Deci trebuie să fie, fiecare om are și un pic de bunătate în el. Eu cred că atâta timp cât Dumnezeu nu a lăsat pe pământ pe fiecare, a lăsat și cu bine. Deci nu a lăsat doar cu rău, Dumnezeu n-a lăsat fiecare cu bine. Depinde cum sădim sămânța care am primit. Exact. Ori vrem să o alimentăm cu ură sau vrem să o alimentăm cu iubire. În momentul în care am învățat să o alimentăm cu iubire, din iubire se naște iubire. Și atâta timp cât am reușit și mă uit și în jurul meu atât de mulți oameni cu suflet, atât de mulți de oameni, atâta empatie, atâta solidaritate, atâta implicare și atâția oameni pe care nici nu credeam că nici nu îi cunoșteam. Am văzut oameni care dau lecții la orice oră, oricui, care pun mâna, indiferent de situație, care vin noapte, zi, dacă i-am sunat că am o problemă, avem un caz, au venit așa, pleacă de acasă în pijamale, pleacă și să ajute. Și asta înseamnă că cred că noi ca și români avem șansă să depășim orice. Pentru că s-a demonstrat acum că solidaritatea noastră chiar a depășit acea problemă. Aveam nevoie de momentul ăsta să ne trezim din letargia din pandemie. Că aveam impresia că deja nu ne mai putem suporta unii pe alții, nu ne mai putem vedea, deja eram dușmani unii cu alții, toți pro, contra, vaccin, pandemie și așa mai departe.
nici nu știi cum să mai pui problema cu cineva. Da. Dacă spun așa, nu-i bine. Dacă îi spun așa, iarăși nu-i bine. Și în vama la Siret am văzut oameni care, indiferent de condițiile lor, adică și bogat și sărac, au pus mâna împreună și au făcut ceva. Exact. Cred că asta a fost cel mai frumos exemplu, că se poate. Că omul nu contează cât de mult ai, contează cât de mult dai și cum dai. Că dacă dai din suflet, și o bucată de pâine, dacă o dai cu sufletul, e cea mai mare bucurie care o poți aduce celuilalt. Am înțeles că mulți erau, cum să spun, priveau cu mirare, cu uimire, cu spaimă, așa că nu știau ce li se întâmplă, neștiind limba, neștiind cum se interacționeze cu tine. Da, pentru că fără să vrei te sperii, când pleci de acasă într-o traumă, nu știi limba, nu înțelegi ce bani, dai. Vin toți peste tine și vor să încearcă. Încercam să calmăm copiii, noi am plecat cu jucării acolo, am văzut zâmbete, cu acadele, de la am luat de acadele de astea cu vitamine. Copiii nu știau ce se întâmplă, era plecăm într-o vacanță. Da, era bucuria lor că primeau, adică era chestia asta de încărcare pozitiva a oamenilor. Era normal să fie, e normal să fii speriat, e normal să pui întrebări pe din 5 în 5 minute, dar ce se întâmplă, dar ce se întâmplă, mami și nu știu ce. Era normal pentru ei. Mă uitam numai la ideea de a face o baie. Adică mă uitam că noi nouă ni se pare normal că trebuie să-ți speli hainele sau să mergi să-ți faci un duș, e o normalitate. Deci ei nu mai aveau unde să facă lucrurile astea. Și asta e o problemă, adică să nu mai poți să speli copiii câte o săptămână, două, e o problemă. Așa că să nu fim îngrijorați că ni se întâmplă nouă cele mai mari rele. Da, e greu că vine inflația, că vine scumpirea uleiului, că vin câte și mai câte ori mai veni, dar peste oamenii au venit, cred că maximul posibil, poate au rămas fără case, fără nimic. Fără familie. Familie, exact. Așa într-o fracțiune de secundă. Vă mulțumesc, vă mai aștept pe la noi să mai vorbim, pentru că avem nevoie de solidaritate în societatea noastră și avem nevoie să ne schimbăm, să găsim un alt drum, da? Mai buni, mai corecți, că dacă vom fi noi, mă gândesc așa, mai buni, mai nu? Și clasa politică se va mula. Nu va sta așa total, nu? În afara... Eu sunt sigură și am încredere că fiecare om în fiecare zi își va da seama că poate să fie o variantă mai bună a lui. Și am încredere că lucrurile vor merge înspre bine și oamenii buni vor face lucruri extraordinare împreună și am încredere că și politicienii noștri vor înțelege că și noi avem nevoie de ei și au nevoie de noi. Trebuie să fim o echipă acum mai mult ca niciodată. Vă mulțumesc și vă mai aștept pe la noi. A fost Ioana Urzică de la Asociația de Inițiativă Civică și Dezvoltare Locală Neamț. O zi bună! Toate cele bune, succes în activitate. Vă mulțumim și dumneavoastră, sunt Cătălin Aclad, la revedere!